Bine ați venit la Gadgetoc România, numele meu este Florin și astăzi vom despacheta împreună tableta de 7 inci pentru adresată clienților cu buget redus. Se numește Asus MemoPad 7. Haideți să vedem ce avem în cutie. Avem tableta care se lasă greu scoasă din cutie. Așa. O punem departe deocamdată. Avem manualele de utilizare. Iată. Avem cablul USB cu care conectăm tableta la calculator sau cu ajutorul încărcătorului putem să încărcăm bateria. Și cam atât avem în cutie. Nu mai este nimic altceva. Haideți să vedem și tableta puțin. Iată-o. Arată izbitor de similar cu tableta Nexus 7. Haideți să vă și arăt un pic. Iată-le pe amândouă. Nexus 7, Nexus și Asus MemoPad 7. Vezi, textura este aproape la fel, dar se simte diferența la atingere. Ecranul este același de 7 inci la amândouă. În rest, sunt aproximativ la fel. Iată, și la dimensiuni sunt ca grosime, sunt aproape la fel. Doar că Nexus 7 este ușor, ceva mai ușoară, cântărind doar 340 de grame, în timp ce tableta Asus MemoPad 7 cântărește 370 de grame. Haideți să vedem un pic și tableta, dacă tot am despachetat-o, să o aprindem. Așa. Tableta vine cu un ecran de 7 inci pe diagonală, cum spuneam, cu o rezoluție de 1024x600. Are 1 giga de RAM. Vine cu două opțiuni de stocare, 8 sau respectiv 16 giga. Vine cu wireless, cu GPS, cu Bluetooth, cu o cameră video frontală de 1 megapixel care poate reda video la 720p pentru videoconferințe. Probabil că mulți dintre voi care o veți achiziționa veți folosi la conferințele pe Skype, Google Plus sau Yahoo Messenger. Tableta vine cu Android 4.1 Jelly Bean. Are un procesor single core de 1 GHz și un accelerator grafic Mali 400 și vine cu o baterie de 4270 de mAh, doar că bateria nu este litiu-ion, ci este litiu-poli. Vă arăt un pic și interfața. Interfața vine cu acea grafică creată de cei de la Asus pentru dispozitivele lor. Vine cu Android Jelly Bean, după cum spuneam. Și ce aș putea să vă mai spun în acest unboxing? Prețul ei este unul accesibil, este sub 800 de lei și cu această ocazie vrem să mulțumim celor de la Evomag pentru că ne-au trimis această unitate pentru teste și review. Mai multe detalii despre acest model o să vedeți în zilele următoare pe site-ul nostru atunci când vom publica review-ul. Cam atât pentru astăzi, prieteni. O zi bună!